Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem aici cu Șobi și cu Didel. La o partidă nocturnă, este ora 7 și... Nu, 8 și un sfert. Am venit la 7 și un sfert noi. Și deja avem prima apariție. Șobi până acum nu prea a fost la pește cu mine. Acesta este primul pescuit al lui. Până acum a dus mai pe bălți de-astea. E puțină ceață. Nu știu dacă vedeți voi, că noi vedem. A trecut și peste tine, a ajuns la mine. Ala, e gata, atât. Prima captură a lui, de când e cu mine, la pește. Am fost de 4 ori la pește, da. Deci Gavin a fost vinovat. Da, mă, m-am mai leșit. Prietenul nostru Garone, care e și el pescar. Așteptăm să vedem. Opa, s-a ridicat, să vede înaintașul sau nu avem mai înaintaș. Da. Deci, am 3-4 litri, ar trebui să aibă, după cum se arcuiește bățul. Ăla e, da. E regulamentar, așteptăm să-l aducem la mal. Cam de cât timp ai aruncat Șobi această lansetă? Opa, are vreo 6. Vreo jumătate de oră. Și ai aruncat chiar în mal acolo? Aproape. O să-l și cântărim, să vedem frumusețea, dar e frumos. E răsărit. Păi este 4 kg, cred că are. Deci te-ai convins acum, nu? Ce m-am convins, bă, băi, eu ți-am zis, dar contează foarte multă baltă. Vă zic și pescarul, dar ia uite-ți. Wow, ce frumos. Haideți să-l, doriți să-l și cântărim? Îl și cântărim. Zic, n-am mai pus lingă. Îl punem acolo. Haideți să-l cântărim. Punem pe pauză un pic să cântărim peștele. Continuăm filmarea. Să vedem cam câte kilograme are. Pentru hashtag talpă această filmare. Pentru canalul nostru de YouTube. Da. Câte kilograme cât îți care? Să vă aud. Eu zic că 5. 7. 7 și... 7 și 7. Bun. Hai. O pup. Să-l aruncați voi frumos. Hai să filmăm și când aruncăm. Haide. Hai. Prima eliberare. Frumoasă. Apupa.